Incident șocant pe o stradă din Botoșani. Un polițist a fost rănit după ce un tânăr de 26 de ani a lovit cu pumnul geamul autospecialei. După incident, bărbatul a fugit de la locul faptei și a mai avariat două autoturisme. A fost prins și imobilizat de forțele de ordine chemate în sprijin de polițiști. Incidentul a avut loc după ce un bărbat a cerut ajutorul unui agent de poliție pentru că avusese un conflict cu fiul său. Tânărul însă afirmă contrariul. Când polițistul a vrut să discute cu tatăl, fiul de 26 de ani a devenit violent și a lovit cu pumnul în geamul autospecialei, care s-a spart și l-a rănit pe polițist. De ani, 26 de ani m-am ieșit. A fost un câine de om. Un câine de om a fost. Tânărul recalcitrant s-a făcut nevăzut după incident, dar în fuga sa a mai avariat două autoturisme aflate în zona respectivă. Tânărul de 26 de ani a fost prins și imobilizat în scurt timp de către forțele de ordine venite în sprijin. Acesta a fost condus la sediul poliției, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de distrugere și ultraj. Magistrații au decis reținerea agresorului pentru 24 de ore.